Accident teribil în județul Bacău. Un tren de călători a deraiat după ce a lovit un camion la o trecere de cale ferată. Pasagerii nu au fost răniți. Doar mecanicul de locomotivă s-a rănit ușor, însă toți s-au speriat îngrozitor. În urma impactului puternic, trenul a lovit un pod și a deraiat, iar de camion s-a ales praful. Șoferul ar putea fi obligat să suporte pagubele. La trecerea la nivel cu calea ferată din localitatea Căiuți, județul Bacău, remorca a fost lovită cu putere de tren. Cabina trecuse calea ferată, iar șoferul a scăpat nevătămat. Însă partea din spate a camionului a fost târâtă de tren și strivită între locomotivă și brațele unui pod din apropiere. Scena i-a îngrozit pe martori. Eu când m-am întors în un praf și un zgomot puternic și astea, când m-am uitat capul tractorului era încoa, sub trenul ieșea fum albastru așa din el. M-am speriat de nu puteam sta pe picioare. Călătorii au ieșit singuri. Au ieșit singuri. În urma accidentului feroviar nu au fost victime, doar conducătorului trenului i s-a acordat primul ajutor medical, dar acesta a refuzat transportul la spital. Martorii povestesc că șoferul camionului a declarat că ambreiajul s-a blocat chiar la trecerea la nivel cu calea ferată și nu a mai putut înainta. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Locomotiva și cele două vagoane au fost și ele avariate. Înăuntru se aflau 60 de călători care mergeau spre Focșani. După accident, ei au ajuns la destinație cu microbuzele. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.